Ion Pârnică, cunoscut drept Oneață sau Regele Barbutului, face prin intermediul cancan.ro un apel disperat către Gigi Becali. Îl somează pe latifundiar să-și respecte cuvântul și să-i vireze o sumă importantă de bani. La mijloc este un teren de 500.000 de dolari, aflat în zona Cotroceni din capitală. Nașul celui care a învârtit averi la zaruri în urmă cu mai mulți ani este direct implicat. Am luat un teren în zona Cotroceni. Am fost cuplat cu un băiat, Charlie. După un timp l-am dat la o parte și a cumpărat părțile nașul meu, ne-a declarat Oneață. Apoi nașul meu a zis să-l trec pe tot pe numele meu, că e mai bine așa, a continuat. Între timp, terenul a fost pierdut. Regele Barbutului a luat însă atitudine când a văzut că acum 2 ani au fost demarate lucrări acolo. Cum cu nașul lui nu mai ține legătura, a apelat la Gigi Becali să medieze situația. M-a chemat, mi-a dat niște bani și mi-a zis: mai așteaptă că s-a pierdut terenul, o să mai primești niște bani. Am luat 15-20 de mii de euro și urma să-mi mai dea, ne-a dezvăluit regele Barbutului.